Fără să ne dăm seama, ea intră în viața noastră de zi cu zi, ne urmărește pas cu pas. O cunoaștem, dar câteodată ne dăm seama că nu o știm deloc. Uneori ea ne înveselește, alteori ne ajută. Și totuși, cine este ea că a devenit subiect de anchetă? E reclama despre care uneori spunem... Ah, reclama! Unitățile de coafură și cosmetică pot apela la Cooperativa Electrometalica din Ploiești pentru dotarea lor cu o serie de aparate. Vapozon, aparat care generează un aer ozonificat, utilizat în tratarea tenului. Cască pliantă pentru coafură. Galvanoderm, aparat folosit în tratarea acnei. Vapofor cu calotă pentru tratarea epidermei. Adresa Cooperativei Electrometalica din Ploiești, strada 23 august, numărul 348. Economisit, somn liniștit. Predealul, așezat într-un decor minunat, vă oferă și în această perioadă optime condiții pentru cazare, masă și divertisment. De la Predeal puteți face numeroase excursii în munții din împrejurimi și în stațiunile din apropiere. Prețurile reduse din această perioadă sunt argumente în plus pentru a vă adresa agențiilor oficiilor județene de turism și filialelor întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, în vederea obținerii biletelor și a tuturor informațiilor pe care le doriți în legătură cu petrecerea unui sejur în stațiunea Predeal. Sinaia, cu clima sa subalpină, este o stațiune care se recomandă atât pentru agrementarea timpului dumneavoastră, dispunând de numeroase mijloace în acest sens, cât și pentru tratarea nevrozelor astenice. În această perioadă, tarifele sunt reduse. Pentru orice informație și pentru procurarea biletelor, în vederea petrecerii unui sejur plăcut la Sinaia, adresați-vă tuturor agențiilor oficiilor județene de turism, cât și filialelor întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București. Thank you.
avem noi cu ce să ne îmbrutim? Nu, Ana. O fac pentru ele și reprezintă economia de hrană pentru iarnă când nu vor mai găsi flori. Noi putem aduna numai ceea ce le prisosește. Știi că și noi, oamenii, avem un stup? Casa de economii și consemnațiuni, unde ne depunem banii ce ne prisosesc la un moment dat spre a fi păstrați în siguranță. Dar nu numai atât, ci și sporiți prin dobânzi sau câștiguri și de unde îi luăm când dorim. Albinele a învățat de la om sau omul a învățat de la albine treaba asta cu economia? Asta ai să vezi tu când ai să fii mare. Aha! Când am să fiu mare, am să fiu și eu harnică și economă ca o albinuță. Cecul poate fi oricând un prețios sprijin pentru dumneavoastră. Reclama este o formă atractivă de informare asupra apariției, utilității și calității unui produs. Ea reprezintă interferența a trei sfere de probleme, sfere de ordin productiv, comercial, de ordin psihologic și de ordin artistic. Fiecare dintre aceste sfere de probleme a suscitat interesul oamenilor de știință, încât reclama a devenit în epoca noastră o preocupare de ordin științific. Din punct de vedere psihologic, este important să relevăm respectarea anumitor legi de distribuire a mijloacelor vizuale în așa fel încât să servească nu numai scopul comercial, ci și să respecte anumite legi psihofiziologice specific umane, pentru a ușura perceperea și înțelegerea reclamei. Deci, respectarea legilor de îmbinare a culorilor, a proporțiilor, pentru a fi sezizat ușor esențialul, a distribuirii elementelor, pentru ca să asigure o percepere cât mai rapidă. O reclamă greoaie va rămâne pe hârtie, ea nu va prinde viață, va fi ineficientă. Tot din punct de vedere psihologic, reclama este importantă pentru formarea opinii omului. Reclama are un sens orientativ al gusturilor, al opiniilor, al intereselor, am putea spune, are o funcție anticipativă a comportamentului social. Spre deosebire de părerile unor pesimiști, să știți totuși că există reclame bine făcute și bine gândite. Dovada de față. E drept că le-am căutat timp îndelungat și le-am ales cu greu. Totuși le-am găsit. Ce rezultate sociale importante are această reclamă? Răspunde un sociolog, lectorul universitar Ion Matei, de la Centrul de Sociologie al Academiei. În țara noastră, ansamblul activităților converg către un scop central: dezvoltarea multilaterală a colectivităților. Ca atare, și tehnicile de reclamă nu se pot rezuma în a aduce la cunoștința publicului, evidențind calitățile, anumite bunuri materiale sau spirituale, ci urmăresc prin aceasta și promovarea acelor trebuințe care sunt necesare însăși dezvoltării complexe a societății. Dintre bunurile de uz casnic, de pildă, unele se vădesc cu precumpănire utile în diminuarea sarcinilor gospodărești ale femeii, în sporirea gradului de confort, tot așa după cum unele cărți, unele expoziții, spectacole apar cu deosebire necesară a fi recomandate pentru eficiența pe care o au în educarea tineretului sau în transmiterea unor cunoștințe noi de deosebită valoare științifică.
după cum se vede, este un dublu rol. De informare și de pedagogie socială, din care decurg pentru activitățile de reclamă în țara noastră cerințe multiple. Este necesară, cu alte cuvinte, o neîntreruptă investigație sociologică. Accentul care trebuie pus pe un anume produs material sau spiritual. Utilizarea diferențiată a tehnicilor de reclamă după publicul căruia îi se adresează. Urmărirea eficiențiilor pentru a le adapta continuu. Toate acestea implică sarcini deosebite cercetărilor sociologice. Printre cei care sunt nevoiți să cunoască multe din operele nemuritoare ale creatorilor de reclamă sunt și crainicile noastre. Numeroși telespectatori ne-au criticat pentru calitatea slabă a reclamelor pe care le transmitem. Și noi am dorit ca în locul desenelor lipsite de imaginație, care sunt ținute pe ecran în timp ce crainica citește același text care este scris și pe imagine, să oferim mici filme atractive, ingenioase de publicitate. Dar astea sunt reclamele pe care ni le oferă întreprinderile de publicitate. E drept, ar trebui să fim mai exigenți, dar atunci s-ar putea întâmpla uneori să nu mai avem reclame. Ce părere aveți despre reclame? Mai bine să nu mai vorbim. Și totuși le vorbiți? Da. Și iată ce perle primim din partea întreprinderilor beneficiare care țin la aceste reclame ca la ochii din cap. Și nu sunt de acord niciodată să fie schimbat nici măcar un singur cuvânt. Am să vă citesc. Barul de zi Alba Iulia zilnic oferă consumatorilor și în special tineretului băuturi cu specific de bar. Am pornit și noi pe urma acestor reclame greu comestibile. Am rămas de multe ori mirați. Și vă împărtășim și dumneavoastră uimirea noastră însoțită de fapte, numai de fapte. Ne întrebăm ce rost are să găsim pe coperta revistei Lumea, o revistă bine cunoscută pentru specificul ei, reclame de genul Fabrica de rulmenți Bârlat produce rulmenți. Ori dacă aveți nevoie acasă de un motor asincron de 1000 de megawatts, să știți că vi-l pune la dispoziție Electroputere Craiova. Tot din revista Lumea am aflat-o. Poate că era mai bine să se facă reclamă la cărți de călătorii, la studii geografice, etc. E o părere doar. Doriți un ceas elegant și de bună calitate? Unde credeți dumneavoastră că îl puteți găsi? Suntem convinși că nu ghiciți. Reclama din ziarul România Liberă de duminica trecută vă vine în ajutor, orientându-vă perfect. Aflați așadar că ceasuri puteți cumpăra la magazine. E bine, pe asta nu mai știam. Poate că era mai bine să aflăm din reclama aceasta, care ocupă totuși un spațiu mare de ziar, ce fel de ceasuri vi se propun, la ce preț, cu ce caracteristici. Cineva ne spunea că nu se poate face reclamă la un anumit produs pentru că respectiva fabrică produce și altele. E cazul cu pasta de dinți. Se fabrică foarte multe mărci, dar nimeni nu știe de ce. N-ar putea să apară reclama din care să aflăm că... Pasta X e mentolată. Pasta Y parfumată. Pasta V sparge și piatra. Pasta Z pentru cei mici până într-a patra. Pentru a simplifica însă, producătorii preferă reclamă de genul cumpărați pastă de dinți. Sau în luna albiturilor cumpărați albituri colorate. Sau cumpărați produse lactate la magazinele de produse lactate. Ca și mult răspânditele să le zicem reclame, cumpărați paste făinoase sau dați dulciuri la copii. Pe aceasta, din urmă, nici măcar copiii nu o acceptă. Nene, nu vreau dulciuri în general, vreau ciocolată cu pitic, că e dulce și mic. Glumă, glumă, dar să știți că Mona a oferit o reclamă gata fabricilor producătoare. Și totuși, de unde ne vin reclamele? În majoritatea lor, de la întreprinderea Recom. Tovarășul Gheorghe Tamaș, directorul Recomului, mai exact al întreprinderii de reclame comerciale, are la dispoziție microfonul și imaginea. Sperăm să aflăm câte ceva despre reclamă. S-a creat o nouă profesiune, profesiunea de publicitari. Iată de ce eu personal înclin ca să se elimine noțiunea de reclamă, care a căpătat un caracter desuet și peiorativ, fiind înlocuită cu noțiunea de publicitate, care are o sferă mult mai largă de cuprindere și adoptată în general pe plan internațional. Întreprinderea reclama comercială, și nu publicitate comercială, cum normal ar fi trebuit să se numească, a fost creată ca să-și realizeze mijloacele publicitare necesare stimulării desfacerilor de produse din comerț. Uneori ni se impune ca să redăm niște mijloace publicitare inadecuate cerințelor atât comerciale cât și ale mijloacelor pe care le realizăm din punct de vedere artistic. Iată, de pildă, am la îndemână două machete pentru aceeași problemă, este vorba de luna ca imprimeurilor și noi am propus această machetă care ni s-a părut din punct de vedere artistic mai bine realizată, în timp ce beneficiarul a cerut să se
realizeze aceasta, care, după părerea noastră, e încărcată, inexpresivă. În același timp ne străduim ca să imprimăm un anumit limbaj în activitatea noastră de publicitate, care să aibă un caracter informativ, să folosească marca produsului sau marca fabricii, să n-aibă caracterul general pe care îl întâlnim deseori pe stradă, pe panouri sau chiar în sălile cinematografice. S-au opus multă rezistență la schimbarea, acesta este textul care îmi se pare bun, dar textul inițial se prezenta pantofi bărbați cu fețe de box, dați seama că schimbă și sensul limbii și duce la inadvertențe care nu și-au loc. În timp ce comozi rezistenți, eleganți, pantofii cu jana, precizând marca pantofului în care se arată silueta pantofului, cred că este mult mai atrăgătoare și mai publicitară, ca să spun un cuvânt. Cine a rămas cu tocul la pantof rupt în două pe stradă, nu va mai apela la firma respectivă a doua oară, oricât de stimulatoare ar fi reclama obiectului respectiv. Mai mult decât atâta, desigur, va influența și opinia altora asupra acestui produs. Și acum ne permitem o paranteză. Când spui cumpărați televizorul național, ai înțeles despre ce este vorba. Sau recomanzi tranzistorul mama, aia e clar. Cumpărați 5631T. E bine, aflați că 5631T este o marcă de tranzistor. Sau folosiți VM7, VM9. Nu s-au găsit alte nume mai comerciale acestor ventilatoare destul de simpatice totuși. După părerea mea, cred că o atenție deosebită pentru această profesiune o constituie pregătirea cadrelor necesare. Iată de ce cred că Ministerul Învățământului, atât prin formele de învățământ mediu cât și superior, înțelegând prin asta economiști, psihologi, artiști plastici, ar trebui să se preocupe pentru crearea unor secțiuni de specializare a publicitarilor. Așa și doar așa gândesc că calitatea mijloacelor publicitare și sfera de acțiune a lor va fi alta decât cea până acum, cu toate eforturile pe care le depun. Am cerut și cerem în continuare ajutor din partea Uniunii de Creații, cu toate repetatele invitații făcute ca să ne sprijine în ceea ce privește realizarea acestor mijloace publicitare, invitațiile noastre au rămas fără eco. S-a vorbit despre artiști plastici, să vedem părerea lor, mai bine zis a unuia din ei, Viorel Mărgineanu. Foarte puțini graficieni și pictori sunt chemați să lucreze pentru publicitate și acest lucru se vede. O colaborare mai strânsă între serviciul de reclame și fondul plastic se impune. De altfel, peste câteva zile se va deschide o expoziție de grafică publicitară organizată de Uniunea Artiștilor Plastici. Deci, o invitație pentru comerț. Ne aflăm la Ministerul Comerțului, în cabinetul tovarășului consilier Gheorghe Barbu. Am dorit să știm ce măsuri s-au luat pentru îmbunătățirea reclamei. O primă măsură se referă la lărgirea arii mijloacelor de informare comercială, îmbunătățirea conținutului și a formei de prezentare a acesteia pentru realizarea unei informări operative eficiente. Se va acorda atenție dezvoltării reclamei luminoase. În cursul acestui an s-a organizat un schimb larg de experiență cu vitiniere din întreaga țară. Tot în direcția ridicării calitative a informării pe vitine, a constituit-o și concursul de vitine organizat în întreaga țară în cursul acestui an. Ne gândim de asemenea la un sistem mai larg de pregătire profesională a vitinierilor și a decoratorilor în scopul creșterii numerice a acestora și ridicarea calificării profesionale. De asemenea, întreprinderea de stat pentru reclamă comercială a primit sarcina de a produce o gamă mai largă de mijloace necesare pentru expunerea și prezentarea mărfurilor. O ultimă problemă la care aș vrea să mă refer, nu însă ultima ca importanță, este următoarea. Un mijloc eficient de informare a populației îl constituie mesajul comercial care însoțește marfa.
Măsurile preconizate au în vedere ca mărfurile noi, ca și cele mai puțin cunoscute de populație, să fie însoțite toate de mijloace corespunzătoare de informare ca prospecte, instrucțiuni, ambalaje de prezentare, pliante, cataloge, etc., care să fie puse la dispoziția comerțului de fabricile producătoare odată cu livrarea mărfurilor. De asemenea, să îmbunătățim conținutul acestor mijloace publicitare și care să se referă în principal la însușirile calitative ale mărfurilor, caracteristici, performanțe, mod de întrebințare și întreținere și așa mai departe, informații apreciate și la același timp mult solicitate de populație. Într-adevăr, multe produse noi, frumoase, bune și mai ales necesare au nevoie de reclamă. Un exemplu? Numai decât. Tovarășul Nea Gurădina, responsabilul magazinului numărul 15 din piața Anglei. Aș vrea să mă refer la o categorie de reclame care nu au substrat sau nu au un conținut. De pildă, consumați brânzeturi. Sunt o serie întreagă de dulcețuri, de compoturi, de gemuri, care, în afară de etichetele care sunt de ani de zile aceleași, o altă reclamă la ora actuală nu vedem care să atragă această plăcere de a cumpăra produsele noastre. De altfel, am rugat-o pe scenografa Teodora Dinulescu să ne facă și o propunere concretă de reclamă interesantă. Și culmea, a făcut-o. În concluzie, reclama trebuie să fie rezultatul muncii specialiștilor de diverse formații, economiști, psihologi, artiști. Personal susțin ideea inițierea unui concurs de reclame, nu numai pentru stimularea tinerilor talente, ci și pentru ca reclamele noastre să fie cât mai atractive, mai plăcute, mai vii, mai puternic sugestive și mai orientative în sensul comportamentului social. Unul din participanții la ancheta noastră propunea înlocuirea termenului de reclamă cu cel de publicitate. Dacă asta ar rezolva ceva, n-ar fi rău. Dar n-am dorit ca după câteva luni să fim nevoiți să schimbăm titlul emisiunii noastre și să exclamăm împreună: ah, publicitate! Așa-mi bate inima, tic, 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 când te văd pe dumneata, tic, 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 toate în jur mi se învârtesc, nu pot vorba să rostesc, mă roșesc, mă trustecesc, fiindcă te iubesc.
mea de mult visată, cine te-a mai iubit vreodată așa cum te iubesc? Iubito, cine te-a înțeles ca mine, care trăiesc doar pentru tine, gândul să-ți împlinesc? Ți se vor spune poate cândva mai târziu cuvinte mai frumoase, dar eu nu le știu. Iluzii de iubire te pot minți ușor, norile miresmate trăiesc o zi și mor. Dar peste ani și vreme rămâne un gând care-ți va spune-n taină că nimeni nici când. Iubito, frumoasa mea de mult visată, nimeni nu te-a iubit vreodată așa cum te iubesc. Spune poate cândva mai târziu cuvinte mai frumoase, dar eu nu le știu. Iluzii de iubire te pot minți ușor, dorile miresmate trăiesc o zi și mor. Dar peste ani și vreme rămâne un gând care-ți va spune-n taină că nimeni nici când. Iubire, nimeni nu te-a iubit vreodată așa cum te iubesc. Te iubesc. Mi-ai spus acum un minut, dar spune-mi de la început, mă mai iubești sau nu? Spune mereu că te ascult, nu-i niciodată prea mult, mă mai iubești sau nu? E vreo dovadă sau nu-i, e mi-ajunge să-mi spui, mă mai iubești sau nu? Chiar dacă aș ști că e așa, asta-i neliniștea mea, mă mai iubești sau nu? E prea frumos orice minut trăit cu tine, mi-e teamă, mi-e bine. Azi în sfârșit m-am întâlnit cu fericirea și vreau să-mi păstrez iubirea. De asta te-ntreb iar și iar, mai spune odată măcar, mă mai iubești sau nu? E vreo dovadă sau nu, e mi-ajunge să-mi spui, mă mai iubești sau nu? Chiar dacă poate într-o zi cu dorul meu ai glumi și ne răspunde nu, eu tot aș ști că nu-i așa, mi-ar spune inima că da, dar mai frumos spui tu, mă mai iubești sau nu? La 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 la
și vreau să-mi păstrez iubirea. Tate-ntreb iar și iar, mai spune odată măcar, mă mai iubești sau nu? E vreo dovadă sau nu, mie mi-ajunge să-mi spui, mă mai iubești sau nu? Chiar dacă poate într-o zi dorul meu ai glumit și mi-ai răspunde nu, eu tot aș ști că nu-i așa, mi-ar spune inima că da, dar mai frumos spui tu. Mă mai iubești sau nu? La 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 la. Mă mai iubești sau nu? Mă mai iubești sau nu? Sub lună n-am visat, fiind alături luni și luni întregi, totdeauna ne-am crezut doar buni colegi. Dar astă seară mâna ta a întârziat pe mâna mea, și ochii noștri când s-au întâlnit pentru prima oară și-au vorbit. Își povesteau tot ce mai ieri nici nu știau, mai vorbeau și de-un sărut, și deodată am priceput că împreună vom dansa, pe alei sub lună ne-om plimba, și toate acestea, toate vor veni cu atâtea altele într-o zi. Împreună n-am dansat, pe bănci sub lună n-am visat, fiind alături luni și luni întregi, totdeauna ne-am crezut doar buni colegi. Dar astă seară mâna ta a întârziat pe mâna mea, și ochii noștri când s-au întâlnit pentru prima oară și-au vorbit. Fără să ne dăm seama, ea intră în viața noastră de zi cu zi, ne urmărește pas cu pas. O cunoaștem, dar câteodată ne dăm seama că nu o știm deloc. Uneori ea ne înveselește, alteori ne ajută. Și totuși, cine este ea că a devenit subiect de anchetă? E reclama despre care uneori spunem... Ah, reclama! Unitățile de coafură și cosmetică pot apela la Cooperativa Electrometalica din Ploiești pentru dotarea lor cu o serie de aparate. Vapozon, aparat care generează un aer ozonificat, utilizat în tratarea tenului. Cască pliantă pentru coafură. Galvanoderm, aparat folosit în tratarea acnei. Vapofor cu calotă pentru tratarea epidermei. Adresa Cooperativei Electrometalica din Ploiești, strada 23 august, numărul 348. Bani economisit,
somn liniștit. Predealul, așezat într-un decor minunat, vă oferă și în această perioadă optime condiții pentru cazare, masă și divertisment. De la Predeal puteți face numeroase excursii în munții din împrejurimi și în stațiunile din apropiere. Prețurile reduse din această perioadă sunt argumente în plus pentru a vă adresa agențiilor, oficiilor județene de turism și filialelor întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, în vederea obținerii biletelor și a tuturor informațiilor pe care le doriți în legătură cu petrecerea unui sejur în stațiunea Predeal. Sinaia, cu clima sa subalpină, este o stațiune care se recomandă atât pentru agrementarea timpului dumneavoastră, dispunând de numeroase mijloace în acest sens, cât și pentru tratarea nevrozelor astenice. În această perioadă, tarifele sunt reduse. Pentru orice informație și pentru procurarea biletelor, în vederea petrecerii unui sejur plăcut la Sinaia, adresați-vă tuturor agențiilor, oficiilor județene de turism, cât și filialelor întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București. Pentru ele și reprezintă economia de hrană pentru iarnă când nu vor mai găsi flori. Noi putem aduna numai ceea ce le prisosește. Știi că și noi, oamenii, avem un stup? Casa de economii și consemnațiuni, unde ne depunem banii ce ne prisosesc la un moment dat spre a fi păstrați în siguranță. Dar nu numai atât, ci și sporiți prin dobânzi sau câștiguri și de unde îi luăm când dorim. Asta ai să vezi tu când ai să fii mare. Aha! Când am să fiu mare, am să fiu său harnică și economă ca o albinuță.
Cecul poate fi oricând un prețios sprijin pentru dumneavoastră. Reclama este o formă atractivă de informare asupra apariției, utilității și calității unui produs. Ea reprezintă interferența a trei sfere de probleme, sfere de ordin productiv, comercial, de ordin psihologic și de ordin artistic. Fiecare dintre aceste sfere de probleme a suscitat interesul oamenilor de știință, încât reclama a devenit în epoca noastră o preocupare de ordin științific. Din punct de vedere psihologic, este important să relevăm respectarea anumitor legi de distribuire a mijloacelor vizuale în așa fel încât să servească nu numai scopul comercial, ci și să respecte anumite legi psihofiziologice specific umane pentru a ușura perceperea și înțelegerea reclamei. Deci, respectarea legilor de îmbinare a culorilor, a proporțiilor, pentru a fi sezizat ușor esențialul, a distribuirii elementelor pentru ca să asigure o percepere cât mai rapidă. O reclamă greoaie va rămâne pe hârtie, ea nu va prinde viață, va fi ineficientă. Tot din punct de vedere psihologic, reclama este importantă pentru formarea opinii omului. Reclama are un sens orientativ al gusturilor, al opiniilor, al intereselor. Am putea spune, are o funcție anticipativă a comportamentului social. Spre deosebire de părerile unor pesimiști, să știți totuși că există reclame bine făcute și bine gândite. Dovada de față. E drept că le-am căutat timp îndelungat și le-am ales cu greu. Totuși le-am găsit. Ce rezultate sociale importante are această reclamă? Răspunde un sociolog, lectorul universitar Ion Matei, de la Centrul de Sociologie al Academiei. În țara noastră, ansamblul activităților converg către un scop central: dezvoltarea multilaterală a colectivităților. Ca atare, și tehnicile de reclamă nu se pot rezuma în a aduce la cunoștința publicului, evidențind calitățile, anumite bunuri materiale sau spirituale, ci urmăresc prin aceasta și promovarea acelor trebuințe care sunt necesare însăși dezvoltării complexe a societății. Dintre bunurile de uz casnic, de pildă, unele se vădesc cu precumpănire utile în diminuarea sarcinilor gospodărești ale femeii, în sporirea gradului de confort, tot așa după cum unele cărți, unele expoziții, spectacole apar cu deosebire necesar a fi recomandate pentru eficiență.